Trăim într-o perioadă în care avem multiple avantaje față de generațiile anterioare. Doar uitați-vă în jur, putem să ne folosim de mijloace de transport pentru a călători oriunde în lume. Avem parte de tehnologii avansate de comunicare cu care păstrăm relația cu cei apropiați. Avem instituții de sănătate mult mai bune și eficiente și lista ar putea continua la nesfârșit. Și totuși, toate progresele acestea ar putea veni și cu un preț greu de suportat. După cum bine știm, trecem printr-o stare destul de gravă de poluare a mediului și acesta nu este singurul motiv de îngrijorare. Cu cât ne îndreptăm spre tehnologie, există o șansă să creăm ceva atât de inteligent, încât s-ar putea ca la un moment dat inteligența artificială să hotărască că e timpul să ne ia locul. Din acest motiv ne gândim la cum va arăta viitorul și dacă vom reuși să înlăturăm aceste posibile probleme și de asemenea dacă omenirea va reuși să supraviețuiască secolului acesta. Numărul anual de aproximativ 4,6 milioane de decese pe an este datorat efectelor poluării și aproximativ 90% din populația globului este afectată într-o măsură sau alta de poluare. Ei bine, după cum v-ați fi putut aștepta, cauzele poluării au efecte negative asupra organismului, în special după supuneri la o perioadă lungă petrecută, mai ales zilnic, în cadrul unui loc în care aerul nu este suficient de calitativ. Agricultura implică aproximativ 15% din decesele premature cauzate de particule care sunt emise de îngrășăminte și gunoi de grajd. Numai producția de porumb generează aproximativ un sfert din astfel de emisii. Mai mult decât atât, cercetătorii au încercat să transpună pagubele aduse de către poluare omenirii printr-un preț, aproximativ 886 de miliarde de dolari pe an. Costul impactului asupra sănătății cauzat de poluarea aerului și lucrurile nu par să se îmbunătățească. Desigur, perioada pandemiei și în special cea a carantinei provocată de criza actuală a adus beneficii mediului înconjurător, însă a fost doar un pas mic pentru remedierea problemelor deja făcute. Având în vedere pagubele aduse, cercetătorii au observat un lucru foarte interesant. Poluarea ne îndreaptă înspre autodistrugere și nu doar din punct de vedere medical. Cum? Ei bine, s-a constatat că zonele în care poluarea este mai accentuată au o rată mai mare de infracțiuni grave. Astfel, se pare că poluarea nu face altceva decât să întunece mințile celor care deja aveau probleme de judecată. Din nefericire, 9 din 10 oameni suferă din cauza poluării, iar numărul este în creștere. Deși poate părea un scenariu science fiction, în viitor, poliția va interveni direct în zonele foarte poluate pentru a putea păstra siguranța cetățenilor. Și nu doar poluarea ne pune probleme. În acest secol, oamenii de știință vor crea mașini cu inteligență care ne va fi egală și apoi vor ajunge în punctul în care să depășească capacitatea noastră intelectuală. Și totuși, nu trebuie să uităm cine va fi șeful acestor roboți. Astfel, va fi nevoie de ceva timp până când vom fi siguri că aceste mașinării superinteligente nu vor să ne distrugă și, eventual, să fim pregătiți pentru orice situație. Practic, aceste mașini de o inteligență uimitoare vor putea să-și îmbunătățească propriile capacități foarte repede. Vom fi martori la idei care păreau absurde în filmele science fiction. De exemplu, roboți care sunt capabili să se repare singuri sau să se îmbunătățească pentru a-și îndeplini misiunea. Ei bine, aici vine și problema cea mai mare. Aceste mașinării vor avea o misiune pe care trebuie să o ducă la capăt cu orice preț, deoarece este singurul lucru pe care îl știu. Astfel, aceștia vor face orice e necesar. De exemplu, pentru a se îmbunătăți, un robot ar putea să fure sau chiar mai rău să amenințe și să atace oamenii, astfel încât acesta să primească materialele căutate. Aici intervine o problemă delicată și anume traiul în armonie cu aceste invenții uimitoare.
Va trebui să ne simțim în siguranță și să avem garanția că aceste aparaturi nu se vor răzvrăti împotriva noastră, pentru că avem alte probleme de rezolvat decât o apocalipsă cibernetică. Dezvoltarea roboților până în momentul în care vor fi atât de inteligenți încât nu vor mai avea nevoie de noi este cu siguranță un obiectiv pe care multe națiuni și-ar dori să-l îndeplinească. Gândiți-vă doar la câte avantaje economice ar avea un robot care nu are nevoie de prea multe resurse după fabricare, astfel încât să funcționeze cel puțin la fel de bine ca și creierul uman. Ar fi cea mai profitabilă marfă din istorie. Imaginați-vă mii de creiere de calitate care lucrează 24/7 la dezvoltarea farmaceutică, cercetarea cancerului, dezvoltarea armelor și multe altele. Cine nu ar vrea să cumpere această tehnologie? Pe plan militar, invenția roboților inteligenți este probabil cel mai râvnit lucru. De ce? Ei bine, gândiți-vă la o luptă între o țară a cărei armată este compusă din roboți care au parte de o forță uimitoare de precizie maximă și eventual de regenerare împotriva unei armate de oameni care se vor simți intimidați din prima clipă de inamicii lor. Rezultatul este clar, întrucât țara care își permite să furnizeze o astfel de armată va câștiga. Într-o formă sau alta, inteligența artificială va acapara domeniile de activitate ale secolului 21. Important este să reușim să gestionăm această problemă cât mai bine și să ne simțim în siguranță în preajma acestor forme de inteligență uimitoare. Poate, la urma urmei, vor fi pașnice și vor dori doar să fim prieteni. După poluarea la nivele alarmante și roboții care vor să ne cucerească, un al treilea război mondial ar putea pune capac omenirii. Practic, învrăjbirea dintre noi ar putea fi cel mai periculos lucru. Vă întrebați de ce? Ei bine, dacă în primul război mondial putem vorbi de peste 20 de milioane de decese, în timp ce în al doilea război cifrele ar putea ajunge chiar la 80 de milioane, este evident că dacă un al treilea război ar veni, lumea ar fi devastată. Spre deosebire de primele două războaie, în prezent, tehnologia este la nivelul în care printr-o singură bombă nucleară s-ar putea distruge țări întregi. Sperăm totuși că nu se va mai ajunge niciodată la asta. Introducem aici și unul din citatele mele favorite de la Albert Einstein. Nu știu cu ce arme se va lupta în al treilea război mondial, dar sunt sigur că în al patrulea se va lupta cu pietre și bețe. Pe lângă un război, așa cum și-l poate închipui orice persoană, există șansa, probabil ceva mai mare, ca în viitor să asistăm la un război cibernetic. Știm deja că tehnologia este o sabie cu două tăișuri, mai ales în domeniile delicate. Așa cum am văzut, persoanele instruite pot să spargă și cele mai puternice sisteme de apărare ale bazelor de date și astfel să ajungă în posesia unor informații neprețuite. Atacurile cibernetice pot fi la ordinea zilei și astfel să vedem un joc de aprinsele al informațiilor strict confidențiale. După cum ați văzut, este destul de greu să anticipăm ce se va petrece în viitor. Separând lucrurile unul câte unul, am putea spune că dacă vom lua măsurile necesare, vom reuși să supraviețuim cu bine acestui secol și mai mult decât atât, să dobândim și cunoștințe și tehnologii care ne vor ajuta foarte mult. În caz contrar însă, vom fi martorii unor catastrofe nemai văzute. Așa cum am menționat, spargerea unei baze de date este un lucru realizabil atunci când o persoană potrivită o face. Ei bine, să spunem că de cele mai multe ori, furturile virtuale se vor rezuma la tranzacții, diverse planuri și invenții, sau chiar la informații confidențiale. Însă există și posibilitatea ca oamenii rău intenționați să meargă în zone extremiste. De exemplu, aceștia și-ar putea procura informații despre anumite boli și virusuri și mai departe să le răspândească la scară largă. Totuși, sperăm ca conviețuitorii noștri să nu își dorească atât de tare autodistrugerea încât să recurgă la o astfel de măsură. De asemenea, acest secol este decisiv pentru schimbările climatice.
Datorită poluării, nivelul oceanelor a crescut cu 15 cm în ultimii 100 de ani, iar temperatura atmosferică cu câteva grade față de momentul începerii revoluției industriale. Deși aceste cifre nu par atât de mari când le citim, realitatea este total diferită. Așadar, făcând o comparație între temperaturile secolului XIX și cele ale secolului XXI, vom vedea o diferență de până la 3 grade Celsius. Din cauza încălzirii globale datorate creșterii gazelor cu efect de seră, încetul cu încetul, climatul din secolul XIX s-a schimbat, însă schimbarea majoră s-a produs începând cu anii 80. După cum bine știm, anul 2016 a fost declarat cel mai călduros an din istorie și acest record ar putea fi doborât oricând. Dacă nu vom gestiona corespunzător daunele pe care le aduce mediului înconjurător, vom ajunge să avem nevoie de aparaturi speciale care să ne faciliteze traiul pe pământ. Ar putea omenirea să supraviețuiască secolului 21? Desigur, însă va trebui să fim mai atenți ca niciodată la modul în care gestionăm lucrurile. Poate pare tentant să ne folosim de tehnologii avansate încă din stadiile de prototip al invențiilor și de asemenea să folosim aceleași surse de energie cu care ne-am familiarizat, însă trebuie să ne gândim și la generațiile viitoare care vor fi nevoite să trăiască pe planeta pe care noi l-o lăsăm. Înregistrăm SAM62, episodul cu finalul secolului, care o să fie foarte interesant și nu știu de ce vorbesc singur. Să înlăturăm aceste posibile. Da, a fost bine. Gata, asta rămâne, e târziu, edităm mâine.